Vă salut, dragi prieteni! 4 iunie 2023. Ceva ciudat în peisajul de față. Da, este zăpadă și am decis să facem o plimbare astăzi în munții Apuseni și pe creasta vârfului Bihor, practic cel mai înalt vârf din munții Apuseni. Curcubata mare, masivul munții Bihor, 1849 de metri și după cum se vede, în iunie avem parte de zăpadă aici în zona Piscului. Suntem la altitudinea de 1650 de metri, deci mai avem 200 de metri de nivel și după cum se vede, sunt tot felul de turiști. Suntem cu toată trupa, mai e, sunt câțiva din trupa noastră mai în față. Așa că uite aici o bulgăreală în iunie. O zonă mirifică cu adevărat. Da, se simte un miros fantastic, un aer plin de ozon. Păsările își fac auzită prezența. Da, se pare că drumul se oprește și pentru orice autovehicul de teren în acel moment când zăpada ajunge pe drum. Dar deci este un front de acces de 1700 de metri altitudine unde poți să vii cu un vehicul echipat cu 4x4 și cu roți corespunzătoare până în locul acela. De acolo pe jos 150 de metri de altitudine, nu e așa mult. Important e că e soare afară și nu nori de ploaie. Exact cum ziceam, ultimul punct de aici ca o barieră se indică faptul că drumul este stop mașinilor de aici, e pe jos. Și urcăm. Asta e partea nordică, versantul nordic, din cauza că nu bate soarele, zăpada este prezentă chiar dacă e 4 iunie și probabil va mai fi încă luna aceasta. Ne-am venit de acolo, din satul acela de acolo, din vale, și era 600 de metri și ușor, ușor ne îndreptăm spre 1800. Și se vede în depărtare finalul expediției noastre, circa jumătate de kilometru până sus la stația meteo de pe Pisc. Încet, încet scăpăm și de zăpadă, ajungem într-o zonă mai aplatizată. Central Eulene. Un lan de brândușe și nu-s de toamnă, că suntem în iunie.
plin, plin, plin. Ce frumos! Da, exact cum v-am zis, suntem în urcare, drumul s-a aplatizat, dar cine vrea poate pe drumul de piatră să meargă, cred că e mai econom și mai confortabil să te duci pe iarba de pe margine. Mai avem ultimul switch, cel mai mare probabil. Important e că e vreme bună. Au ajuns și Vlăduț și Radu. Ceilalți încă mai sper să ajungă, dacă nu îi voi prinde când ne întoarcem. Aici e stația meteo. Da. A fost un drum foarte, foarte frumos. Practic un baton de ciocolată și o sticlă de apă, care doar ce am avut puțin. Poți să ajungi. Bine, nu am făcut tot traseul pe jos, foarte lung, peste 10 km. Am venit cu mașina până la un anumit punct, după care am pornit agale și am ajuns. Probabil drumul spre locul de unde am pornit va fi mult mai ușor, că va fi în coborâre. Da, am ajuns pe cel mai înalt vârf din Apuseni. Eu sunt din Cluj și nu era așa mare distanță, dar uite că abia după 37 de ani mi-a dat șansa să așa ajung pe el. E să vorbă, it's never too late. Sper că v-a plăcut acest clip. Se poate veni și cu copilași, dar răbdare cu ei, că nu pot să țină ritmul ca și adulții. Traseul este relativ ușor. Sunt trasee mult mai greoaie. Aceasta a fost clipul de această dată, 4 iunie 2023. Vă salut, să ne vedem cu bine pe Vârșorț. Acum următorul chiar va fi la pescuit pe Vârșorț, pe sălbatic. Vineri voi fi acolo, în data de 9 iunie, și vă fac o panoramă 360. Luci, da. Da, da, da. Toate cele bune, vă salut!